Salutare lume, astăzi am să vă prezint acest subwoofer, uitați-l aici, de la marca asta, Teufel T800SU. După cum puteți vedea, este doar un subwoofer, are intrare, volum, buton on-off pentru power și standby, și aici butonul de on-off, așa, și alimentarea. Asta aici este difuzorul de bas, este un difuzor de 25 de centimetri. Acum, în acest videoclip am să îi facem o probă pe partea lui de amplificare, încât am să-l disfac și am să trag două fire de la el și am să fac o probă și pe stația asta. Deci o să fie cumva ba pe amplificarea lui originală, ba pe asta, și o să vă arăt cam ce raport are pe amplificarea lui și ce raport are pe o amplificare separată. Uitați, cam așa arată difuzorul de bas. Deci are 25 de centimetri. Uitați numai când pun mâna pe el. Se apasă foarte greu. Așa. Am să-l disfac mai acușa, dar numai să pun o piesă muzicală. Vreau să vă spun că de nevoie a trebuit să conectez acest filtru de la Sony pe parte de subwoofer. Vedeți că am aici volumul pentru subwoofer, volumul de low boost. Și aici frecvența atenuare este la 180 de Hz. Setat, pentru că produce mai mult sunet așa. Da, dați aici cum este conectat. Acum am să dau drumul și la o piesă muzicală. Cam asta a fost piesa muzicală acum. Uitați, cam așa arată și difuzorul ăsta. După cum puteți vedea, uitați așa. Nu scrie absolut nimic pe el, nici măcar puterea și nici impedanța. Are doar atâta eticheta asta. Bun. Sunt curios să-i măsori impedanța, să văd câți ohmi are. Uitați aici ce impedanță are, deci are undeva la 4 ohmi. Da. Uitați numai cât e de lung, dacă ar fi să-l comparăm, uitați. Uitați, cam așa arată în interiorul cutiei. Deci aici e partea de reflex. Are izolație tot. Aici are un placaj de lemn. Așa. Aici este circuitul de amplificare și cel de filtrare. Uitați. Cam să-l desfac și pe ăsta mai acuș. Bun, acum am să-i bag un fir înăuntru și o să-l conectez, da? Această stație. Deci, după cum puteți vedea, am montat difuzorul înapoi, am legat firele pentru stație, așa firul ăsta duce la acest amplificator. Uitați aici, am setat basul la maxim, înaltele la minim, activat volumul, partea asta de corecție de ton, volumul dat la max, l-am să-l dau mai încet ca să nu înceapă așa dintr-o dată. Și acum am să-i dau play. Dau la maxim. Acum am desfăcut și partea asta de amplificare. După cum puteți vedea, aici are
corecția de ton, partea de joase. Uitați și voi că este realizat cu operaționalele 4-5-5-8, deci toate dintr-un capăt în altul. Așa. Aici are un filtru pe intrare la 220. Aici are partea de comutație și de amplificare. Asta e partea de comutație. Puteți vedea cam ce are pe aici. Da, și voi deci are circuitul ăsta de comutație LMK 36-4PN. Așa, aici sunt condensatorii de filtraj, tot. Are protecție termică la supraîncălzire. Așa. Acolo e ce prins pe radiator și ce nu. Aici e partea finală, deci este vorba de un amplificator în clasa D, care nu se încălzește foarte tare, deci are o eficiență chiar foarte bună. Uitați, aici are protecție termică și pe această bobină. Aici mai are partea de stabilizare, vedeți? Aici, da, și scrie aici cu ce tensiuni lucrează, da, și cu 15V, cu 8V, cu minus 15V pentru operaționale. Așa, astea sunt firele care duc spre boxă, bineînțeles, și aici mai are niște ștrapuri astea, după cum le văd, cred că au rol de siguranță ceva. Așa. După cum pare, nu are niciun condensator umflat pe placă, să zic așa, poate să zic că îi schimbă niște condensatori pe placă, dar nu știu pentru ce se schimb. Așa. Da. Na, deci cam ăsta e circuitul. La urmă, cred că am să-i fac un test la acest circuit și pe alte boxe. Cred că am spun boxa Alien sau boxa de la Alamei acum. Am mai venit aici cu o chestie. Am făcut ștrab la semnal. Vedeți, am luat de pe un canal aici și am identificat o altă intrare de sunet care pur și simplu îmi ridică sunetul cu vreo 15 decibel, să zic așa. Uitați acolo. Și acum am conectat boxa asta mare. Uitați aici, am să dau drumul la o piesă muzicală. Conectez o box Alien.